Sim. Topo lá para a entrada. Minas. Menos 2 y supra 3. O y. Plus 2y lá para o quadrado igual a 2. Plus 2y lá para o quadrado igual a 2. Equivalente com. Da vizinho se deixa com nós se capa. Equivalente com, deve ser 25 menos. Menos que? Menos é 2 para a fatora 2. Y. Deci 20 y plus 4 y pătrat. Y pătrat. Da. 4 y pătrat, cu supracât. 9. Minus linii de tracție. Minus 2 y supra 3. Minus 5 y. Hai mulțește. 5 y minus 2 y pătrat. Supra 3. 2 y pătrat. Va rămas minusul față. Și nu s-a schimbat. Deci dacă a rămas minusul fața parantezii, în fața din față nu s-a schimbat. E bine așa. Deci e corect. Abia acum când eliminăm numitorul, am zis că mă acolo cu 3 și dincolo cu și 9, echivalent cu 25 minus 20 y plus 4 y pătrat minus 5 y plus 15 y. Atenție, că s-a apreciat acolo. Da, da. Minus 15 y plus 6 y plus 5 y pătrat plus 8 y pătrat plus 18 y pătrat egal cu 18. Echivalent. Ordonăm. 28 y pătrat. 4 mai lucrat din asta, 28 y pătrat. Apoi y. Minus 35 y plus 25 egal cu 18. 18. Da, dar 18 trebuie să-l duci dincolo. Și minus 18. Minus 18 egal 0, echivalent. Hai, mai repede, mai repede. Trebuie cum mai mare. 32. Y plus 7 egal cu 0. Cu delta. Delta. Prin 7 merge peste tot, da? Merge pentru 7. Și ecuația devine 4y pătrat. 4y pătrat minus 5y plus 1 egal cu 0. Așa. Delta? Delta. Delta 2 minus 4 egal cu 0. Minus B, plus 1, delta. Minus B, plus 1. Totul supra 2A. X1. Y1, Y1 egal cu 1. Y1. Așa bine, da? Cât e acolo? Pe calculul. 5 plus. Plus 1 minus 3 supra 8. Odată y cu 1 egal cu 5 plus 3, 8 pe 8, 1. Y 1 egal cu 1. Și y 2? 2 egal cu 4. 1 pe 4. 5 minus 3, 2 pe 8, 1 pe 4. Cu y 1, să zicem, pentru y 1 egal cu 1 găsim x 1. Rezolv pe x 1. Pentru y 1 egal cu 1 găsim x 1, îl găsim de aici. 5 minus 2. 5 minus 2 e 3, 3 pe 3, 1. Și pentru y cu celălaltul, y egal cu cât 1 pe 4, pentru y 2 egal cu 1 pe 4, așa spui. Pentru y 2 egal cu 1 pe 4, rezultă x 2 egal cu 5 minus 1 pe 2. Hai repede, 5 minus 1 pe 2, totul supra 3, și egal mai departe, abuzea și ajumitor, vine 10 minus 1, 9 pe 6. 9 pe 6, care înseamnă 3 pe 2. 3 pe 2. Și avem pe regle. Ia să vedem. Mulțimea M a
formulă XY, iată din cine este formată 1, 1, că XY nu e cu 1. 1 pe 4. 1 pe 4 și respectiv 3 pe 2. Mai întâi 3 pe 2. X-ul, da, X-ul mai întâi. 3 pe 2 și Y 1 pe 4. Deci câte elemente are mulțimea aceasta? Două elemente. Mai întâi pe legea 1, 1 și pe legea 3 pe 2, 1 pe 4. Iată, a rezolva sistemul acesta înseamnă a găsi mulțimea perechilor X și Y care se verifică și pe prima ecuație și pe a doua. Să vedem perechea 1, 1 dacă verifică pe amândouă. 3 plus 2, 5. 1 minus 1 plus 2 egal cu 2. Este adevărat, 1, 1 verifică. Dacă vom avea răbdare să lucrăm și pe X cu cât? Cu 3 pe 2 și cu 1 pe 4, sigur și această pereche verifică. Asta înseamnă a rezolva sistemul, înseamnă a găsi toate perechele X și Y care se verifică și pe prima și pe a doua. Alte două numere X și Y, oricare le-ați lua, fie că nu verifică pe una, fie că nu verifică pe cealaltă. Sau pe amândouă chiar, posibil nu verifică nici pe una. Deci noi, aceste două sunt perechile. Acestea sunt două. Și noi, ori de câte ori rezolvăm un sistem, ne punem problema să găsim perechele X și Y care se verifice. Asta înseamnă, repet, rezolvarea unui sistem. Când eu am să șterg, nu, șterg repede tabla, atât scrie pe tabla cealaltă ca să-mi surge, să încercăm un alt sistem. Doresc să rezolvăm următorul sistem. Anume, 3X, 3X pătrat minus 5XY plus 4Y pătrat egal cu 2. Și X pătrat plus 2XY X pătrat plus 2XY plus 3Y pătrat este egal cu 6. Aș dori de să rezolvăm cel de-al doilea sistem. Este un sistem diferit de cel dinainte. Dacă acolo una din ecuație era de gradul 1 și cealaltă de gradul 2, acum lucrurile se par a fi un pic mai complicate. Să vedem cum procedăm. Stai să vedem ce fel de sistem este ăsta. Este un sistem omogen. Pentru că, iată aici, gradul 2, atenție, gradul 2 este aici peste tot, la fel gradul 2 este aici. Se cheamă ăsta un sistem omogen. Sistemele omogene. Sistemele omogene, dacă avem baftă, ca una dintre ecuații să fie egală cu 0, una să fie egală cu 0, aceea egală cu 0 se împarte fie prin x pătrat, fie prin y pătrat. De data asta nu avem noroc. Dar facem așa fel. Cum anume? Înmulțim prima cu 2. Nu cu 2. Minus 3. Ca să reducem termenul liber. Dacă vine aici, vine minus 6 plus 6, se va reduce. Deci toată asta înmulțim cu minus 3. Poftim. Deci echivalent. Sistemul devine. Prima ecuație. Vine minus 9. X pătrat. Vorbește, te rog. Plus 15. XY da. Minus 12 între pătrat este egal cu minus 6. A doua. Pătrat cu 2XY plus 3Y pătrat este egal cu 6. Tragem linie și adunăm. Minus 8. Plus 17 XY minus 9Y pătrat egal cu 0. Așa. Hai, hai, hai. Luăm această ecuație de gradul 2. Hai să mulțim cu minus 1. Și ea devine, te rog să spui aici, 8X pătrat minus 17 XY plus 9. Aceasta este ecuația. Și ocupăm pe aceasta cu oricare din ecuație de la început. Cu una din ele. Deosebirea cu nouă sistemă este, are una din ecuație egală cu 0. Și pune de sub X pătrat plus 2XY. X pătrat plus 2XY plus 3Y ei, mulțimea soluțiilor pe care o căutăm aici este identică cu acesta la mulțimea soluțiilor de aici. Deci sistemul este echivalent din punct de vedere
al pericolul de numele XY care le căutăm. A rezolvat sistemul de mai sus, înseamnă a rezolvat pe ăsta. Pentru că aceasta ecuație obține din cele două, clar. Dar avantajul cu una din ecuații este egală cu 0. Și o luăm pe asta egală cu 0, o luăm de o parte pe cine? 8x pătrat. 8x pătrat. Minus 17 minus 1y minus 9 minus 4 minus 4 0. Împărțim totul prin y pătrat, pătrat. Și ecuația devine. Hai, mai repede, mai repede. 8 ori x pătrat pe y pătrat pe y pătrat, că am împărțit totul prin y pătrat. Minus 17 ori x, y supra, supra y pătrat plus 9 egal cu 0. X pe y, zicem 8 ori x pe y totul la pătrat, că și x-ul la pătrat și y-ul la pătrat. Minus 17 ori y se duce x supra y plus 9 egal 0. Notăm x pe y egal cu un t. Deci x supra y notăm cu un t. Și ecuația devine 8 t pătrat, da, minus 17 plus 9 plus 20. Deci 8 t pătrat minus 17 t plus 9 egal cu 0. Hai, Delta, repede! Delta negativ? Nu e adevărat. Poate. 289, 17 la pătrat, 289, minus 288. Delta egal cu 1, de unde rezultă T1, 2? T1, 2 egal cu? Egal cu 17 plus sau minus? 17 plus sau minus? 2 ori 8, 16. Și odată T1 egal cu? T1 este egal cu 1. Egal cu 1. Da, T2 egal cu 17 plus 1, 18 pe 16. Și egal cu 9 pe 1 minus. Plus 9. Ecuația a fost pe 17 plus minus 1. 17 minus 1, 16 pe 16 face 1, 17 plus 1, 18 pe 16, 9 plus 9 pe 9 pe 8. Nu avem doi se-a simplificat. Deci avem două variante. T1 egal odată cu cine? Cu 1. Cu 1. Și? T2 egal cu 9 supra 8. Așa, cele două variante ale lui T, T1 și T2. Cunoscând cele două variante ale lui T2, luăm pe rând fiecare variantă cu una din ecuațiile, cu ecuația doar, care vine folosită. Cine a fost T1? X pe Y. Și avem o dată, 1, primul sistem. 1, X supra Y egal cu 1. 1, la care adăugăm de sub X pătrat. Pătrat plus 2XY plus 3Y pătrat egal cu 6. Primul sistem. Și cel de-al doilea? X supra Y egal cu 1. Da. X pătrat plus 2XY plus 3Y pătrat egal cu 6. Așa. Am redus sistemul de mai înainte la rezolvarea două sisteme. Deci am redus sistemul de mai înainte la rezolvarea două sisteme. Avantajul e deosebit, că aici e o ecuație de gradul 1 și cealaltă de gradul 2. Deci rezolvarea va fi o treabă simplă. Scoatem una din necunoscute din asta de gradul 1 și mergem cea de gradul 2. Iată cum procedăm. Hai să vedem aici și să încercăm să rezolvăm primul sistem. Deci x egal cu y, atunci. Și cea de-a doua devine? Y pătrat plus 2y pătrat plus 3y pătrat plus 6. Asta e sistemul, da? Echivalent, păstrăm soluția, echivalent x egal cu y. Egal cu y. 6y pătrat. Pătrat egal cu 6. În echivalent x egal cu y. Atunci. Y pătrat egal cu 1. De unde le vrut egal cu plus minus 1.
dacă la pătrat e 1, înseamnă plus minus 1, cele două valori. Iată să scriem mulțimea perechilor. Care ar fi mulțimea pe care am căutat-o? M egal cu prima pereche, fiindcă x-ul egal cu y și y-ul e 1, 1, 1. Altă pereche, minus 1, minus 1. Cea de-a doua pereche, minus 1, minus 1. Și de unde vom mai găsi alte soluții? Din cea de-a doua, din cel de-al doilea sistem. Deci de aici, scoatem x-ul egal cu cât? Scriu mai sus, x egal cu 9 pe 8 y, ce spui? X-ul egal cu 9 supra 8, ori y pe y, unde îl pui jos? Y. Și cu x-ul te ducem jos. Și vine loc de x. În loc de x vine 9 pe 8 y, totul la pătrat, plus 2 ori 9 supra 8 y, totul de mulțit cu y, echivalentul sistem. Echivalentul 9 supra 8 y. 81 y pătrat supra 64 plus 4 y pătrat. Numitorul comun e 64 cu 16, acolo cu 64. Și sistemul devine x egal cu și 81 y pătrat plus 9, 81 y pătrat plus 144, e bine? Da. Y pătrat plus 192 y pătrat egal cu 384. Să scriem din nou aici, să spunem, x egal cu 9 supra 8 y și aici 81 cu 144 fac 125 y pătrat. 225 cu 192 225 și cu 192 fac 7 417 417 y pătrat este egal cu 384. Din scoatem y pătrat este egal cu y pătrat egal cu 384 egal cu, da? De unde rezultă că x-ul rămâne același 9 pe 8 x-ul egal cu 9 supra 8 y, iar y 1, 2 cât e egal cu plus minus radical din 384 supra 417. Și acum căutăm perechile. Când y egal cu plus radical, pentru y egal cu radical din radical adânc, y cu radical adânc din 384 supra 417, rezultă că x1 egal cu cine? 9 pe 8. 9 pe 8 înmulțit cu radical. 9 pe 8 o radical din 386 pe 4. Da?
asta este X-ul. Y2-ul. Pentru Y2 egal cu minus radical din 384 supra 417. X2 egal cu minus 9 pe 8. O radical din. Haideți să completăm mulțimea soluțiilor. Deci acesta a fost un prim element. Un al doilea element. Alt element. Cu X-ul până întâi. 9 pe 8. O radical din. 384 supra 417. Cu virgulă doar radical. Că Y este cu radical, da? 384 supra 417. Așa este o pereche. Și o alta, un alt X și un alt Y. X-ul este egal cu cine acum? Minus 9 supra 8. Minus 9 pe 8, cu radical din 384. Cu minus radical din 384, cu 417. Iată, am găsit mulțimea soluțiilor. Câte elemente are mulțimea soluțiilor? Câte elemente? 4 elemente. Că fiecare pereche înseamnă o soluție, da? Deci, am 4 soluții. 1, 2, 3, 4. A rezolvat de sistemul acesta înseamnă, de fapt, cum spuneam, plus este aici. A găsit toate perechile X și Y pe care, dacă le locuim aici, ne verificăm. Vreau să fiți foarte convinși că perechea 1-1 verifică, că perechea minus 1-1 verifică, dar am în două ecuațiile. La fel și celelalte două soluții. La fel și aceste două. Eu cred că merită să prindem foarte bine tehnologia de rezolvare a unor ecuații a unor sisteme omogene. Care ar fi tehnologia? Ca să ne fie foarte clar. Mai întâi, ce înseamnă ecuație omogenă? Omogenă înseamnă peste tot același grad. Peste tot. Cum a fost aici. Gradul 2, gradul 2. Și Doamne ajută ca la unul din termen, la unul din termen să am 0. Dacă am norocul ăsta, aceea care egală cu 0, eu deoparte fac prin X pătrat sau prin Y pătrat și dau un norocul. Dacă n-am norocul ăsta, cum s-a întâmplat la noi, iată aici termen liber 2 și 6, atunci din cele două ecuații, înmulțind pe una, adică eliminăm termenul liber pe scurt, înmulțim cu 3 și până pe cealaltă, încât să scăpăm de termenul liber să fie egal cu 0. Să ia ecuația aceea care egal cu 0 deoparte, se împarte fie prin X pătrat, fie prin Y pătrat. Ecuația care apare va fi de gradul 2, vă amintiți, a fost de gradul 2 în T, am găsit de 1 T2 și cele două variante ale lui T, adică 1 și respectiv 9 pe 8, cu fiecare din variantele acestea, luăm ecuația, una din ecuații de la început, una din ecuații, noi am preferat să o luăm pe cea de-a doua, că avea numele parcă mai mici, egal cu 6, și formăm două sisteme. Cele două sisteme la care am ajuns, cele două sisteme sunt de tipul sistemelor în care una din ecuații de gradul 1 și alta de gradul 2. Prin substituție, scoate cea de gradul 1 și merge cea de gradul 2, se lucrează și găsim soluțiile sistemului de la, sistemului de la început. Da? Deci a rezolvat sistemul? Sau altfel spus, sistemul acela s-a redus la rezolvarea a două sisteme. Deci sistemul de la început s-a redus la rezolvarea două sisteme, una de gradul 1 și alta de gradul 2. Foarte clară tehnologia. Vedeți, trebuie să puneți, să stăpâniți foarte bine algoritmul de rezolvare a sistemelor omogene. Algoritmul care ar fi. Dacă una din ecuația are termenul liber egal 0, ești fericită. Da? De ce ești fericită? Pentru că aceea e de o parte și nu parte prin X pătrat sau prin Y pătrat. Dacă amândouă au termen liber și niciuna nu are egal cu 0, atunci face așa fel încât se reduce termenul liber. Și obții una egală cu 0 din cele două. O e cu asta care e egal cu 0, faci pe X pătrat sau pe Y pătrat, apare notația cu X pe Y și te duci mai departe și ești până la capăt, găsești un de doi, faci două sisteme și gata, ai ajuns la sfârșit, pentru că rezolvarea celor două sisteme înseamnă, în final, soluțiile sistemului de la început. Și un alt sistem acum, iată un alt sistem, să spunem, X, 2X plus 2Y plus 3XY egal cu 7.
Mulțumesc pentru timp la loc, să mai ies și altcineva, o altă colegă de altă. Deci 2x plus 2y plus 3x e egal 7. Și o altă. X pătrat plus y pătrat plus 3xy este egal cu 5. Iată un nou sistem. Să vedem ce părere aveți de acest nou sistem. Nu este un sistem nici, nu este omogen. De ce? Asta de-a doua părea să fie omogenă. Dar aici am, din păcate, x-ul la întâia și y-ul la întâia. Nu e omogen. Este simetric? Pentru a fi simetric, ar trebui să locuim pe x cu y și să, fiecare din ecuație să fie neschimbată. Dacă locuiesc pe x cu y, ce devine? 2y plus 2x, 2y plus 2x, plus 3yx. Dar e aceeași ecuație. Ori 2x plus 2y, ori 2y plus 2x, adunare comutativă. Și la fel aici, y pătrat plus x pătrat. Dar e același lucru. Clar, simetric înseamnă să locuiești pe x cu y și să rămână ecuațiile neschimbate. Puteți spuneți în dreptul lor, am de-a face cu sisteme de care? Simetrice. Da? Sistem simetric. Sistem simetric. Cum se rezolvă sistemele simetrice? Cu sumă și produs. Deci vom încerca să transcriem sistemul ăsta folosind notațiile x plus y egal cu s și x ori y egal cu produsul. Noul sistem în s și p încercăm să rezolvăm și după ce găsim pe s și pe p, pe regle, vom forma ecuația de gradul 2 după formula p pătrat minus suma ori p plus produsul egal cu 0. Deci din clipa în care găsim t-ul și s-ul, voi forma ecuații de gradul 2. Păi, să văd și soluțiile ecuației de gradul 2. Soluțiile ecuației de gradul 2, adică t-ul, t-2 sunt tocmai x-ul și y-ul. Ia să vedem cum încercăm. Deci echivalent cu? Dăm faptul și cu 2. Da? 2 pe lângă? 2 pe lângă x plus y. 2 pe lângă x plus y? E cu. Plus 3 pe. Sigur că da. Egal cu? 7. Corect. X plus y putem face suma la a doua minus 2 pe. Așa. X pătrat plus y pătrat înseamnă suma la a doua minus 2 pe. Pentru că noi scădem un 2xy. Deci, bine, zis, s pătrat minus 2p plus 3p este egal cu 5. Așa. Echivalentul? 2s plus 3p este egal cu 7. Da. Și suma la a doua plus 2p plus... Da, pe sucru plus 2p plus p este egal cu 5. Exact. Noul sistem este un sistem în S și P, în care ecuația este de gradul, de care? De gradul 1 și altul de gradul 2. Acum scoatem P-ul. Sau... P-ul sau S-ul? Hai să zicem S-ul. Nu, nu, ia pe plic, mai mult te place P-ul, să vedeți de ce. Ați ghicit de ce? Nu vreau să duci la P-ul acum. Foarte bine, că asta e. Mergem înainte, e corect. P egal cu 7 minus 2 S, totul pe 3. Așa este, n-am vrut să duci la pătrat, am ghicit-o. P egal cu 7 minus 2S. Nu? Minus 2S. Totul pe 3. Și acum am oprit. S pătrat plus... Plus 7 minus 2S. Pătrat 3. Da. Este egal cu 5. Așa. Amplificăm S-ul cu 3. De o perioadă în tătă. Egal cu 7 minus 2S. Pătrat 3. Și k-s pătrat plus 7 minus 2s este egal cu 15. Așa este bine? Atenție, nu greșească. Deci 3s pătrat plus 7 minus egal cu 15. Echivalent. Mai din capăt. Din capăt, te rog. Cu sistemul p egal cu 7 minus 2s pătrat 3 și k-s este pătrat, da. Plus minus 2S. Minus 2S. Și trecem în 15 partea asta la altă și vine plus 20... Nu, minus...
Minus 8, nu? Da, minus 8. Minus 8? Este egal cu 0. Luăm asta deoparte și urmăm... Da. Este egal cu 0. Delta este egal cu 4. Plus 4. Deci cât a dat delta? 100, radical 110. Și zice, mi-e 1, 2. Este egal cu B plus minus. Minus B. Minus B plus minus. Radical cu delta. 2A. Este egal cu minus 2. 2 cu formula minus minus, deci 2 plus 2 plus 10 2 plus 10 supra, da, supra 2A 6, 6. Este egal cu 12 supra 6, este egal cu 2 S2, a doua pereche 2 este egal cu 2 minus 10 supra 6 este egal cu minus 8 supra 6 S2 este egal cu minus 4 pe fi. Așa. Și ai acum două perechi care lui este. Te rog să vii din urmă și să încercăm să înlocuim, să găsim și pe orele. Și vin aici. Pentru S. S este egal cu 1. Da. Care este egal cu 2. Pe rezultă. P este egal cu 7 minus 4 supra T. Este egal cu 3 supra 3, este egal cu 1. Pe 1 este egal cu 1. Deci ai prima pereche. Să zici, S1 egal cu... S1 este egal cu... 2. 2 și 1. 2 și... 1. Păi nu 2 și 1. Nu-i bine așa. S1 egal cu 2, ca val număr, și pe 1... Cam, ca să-i găsesc perechele. Și pe 1 egal cu... Pe 1 este egal cu 1. Cu 1. Din clipa la care știi pe S1 și pe 1, deci ai o pereche, te rog să faci așa. O altă pereche, care ar mai fi? S2 este egal cu... Da. Minus... S2 câte a fost? Minus 4 pe 3. Rezultă că S2 este egal cu 7 minus 2 minus 4 pe 3 tot supra 3. Și egal mai 4, lucrăm? Așa mai departe, 7, plus 9. Cât face? 3. Simplificăm 3. Este egal cu 29. 29 pe? 29. Păi da, nu simplifică 3 ăla. Că vine supra 9. Da, când mă întrebi cu a doua, ești 29 pe 9. Ia să văd dacă greșit. Deci, am greșit cu ceva? Minus 4 pe 3, 7 minus 2, minus 4 pe 3, plus 8 pe 3, 21 plus 8, 29 pe, când în a doua inversat, vei vine 3 în jos, da? Pe 9. Și atunci perechea care este? Este egal cu minus 4 de 3. Da. Iar pe 2 este egal cu 29 pe 9. Da. Și cu perechile pe care le-ai găsit S1 și S2. S1 pe 1, S2 pe 2. Cu perechile acestea, tot timpul, noi pe rog, nu ți-am făcut loc. Vei forma ecuația de gradul 2 după formula pe care ai scris-o. Da, pe 2. De pătrat. Minus. 2T. De pătrat minus 2T, da. Este egal cu 2. Delta este egal cu 2. Egal cu 4. Bă, dacă 3 pătrat minus 2T plus 1 egal 0, ce este scris aici? 1. Nu. E binomul. T minus 1 totul la pătrat. T minus 1 totul la pătrat egal cu 0, ca să mai pierdem timp. De-aia ar fost egal cu 0, că 6 minus 2 egal cu 1.
Deci devii să rezultă T1 egal cu T2, ca să nu pierdem mult timp. T1 egal cu T2 egal cu 1. Da? T1 egal cu T2 egal cu 1. Și cu T1, dar cine sunt T1 și T2? Sunt tocmai X-ul și Y-ul. Deci avem, o dată, mulțimea E mare a soluțiilor este formată din perechea 1, 1. Pentru că T1 și T2 sunt egale aici. Da? 1, 1. Mai avem o altă variantă cu S și P și P? Da. Mai avem. Și formăm o altă ecuație. De pătrat, minus plus 4 pe 3 ori T, plus 29 pe 9, echivalent cu? 9 T la 2. Da. Plus 12 T, plus 29, este egal cu 0. Așa. Delta este egal cu 144. Minus 4 ori 9. 9 ori 24. Și egal cu 144. Delta egal cu 144 minus 36. Ori 29. Cred că face, ia să vedem, 36 ori 29. Cât faci acolo? 1044. Da, face minus 1044. Delta mai mic ca 0 înseamnă că nu există T1, T2 reale. Rezultă, nu există T1, T2 reale. Înseamnă că nu există X-ul și X-ul. T1, T2, cine ar fost T1, T2? Ar fost X-ul și Y. Înseamnă că nu există perechi de... O altă perechi de soluționat, X și Y. Care rămâne singura pereche? 1, 1. Închidem acolo. Și vă rog să reținem și tehnologia de la rezolvarea sistemelor simetrice. Care ar fi tehnologia? Păi trebuie să descoper că am sistem simetric. Să descoper. Adică să constat că am un sistem simetric. Cum a fost la noi aici. Nu este omogen. Este simetric că locuim pe X cu Y și pe Y cu X. Și fiecare din ecuații rămâne neschimbat. Rămâne la fel. Ia uitați, dacă locuiesc pe X cu Y și Y cu Y, vine 2Y plus 2X. Care înseamnă tot așa, 2X plus 2Y. Egal cu 3YX. Dar 3X, Y tot așa ajută. Deci mă gândesc la comutativitatea adunării și comutativitatea mulțirii. Deci adunarea și mulțirea sunt comutative. La fel și aici, dacă nu locuiesc pe X, devine cât aici? Y pătrat plus X pătrat plus 3YX, ca și înainte. Deci clar, e sistem simetric. Acum, pasul următor, după ce am constatat chestia asta, voi face notația X plus Y egal cu S și X ori Y egal cu produsul, și noul sistem va fi un sistem în S și P. Lucrez la acest nou sistem, rezolv, găsesc perechile X, S și P, că de acum nouul sistem numai în S și P îl văd. Găsesc perechile S și P, cu perechile S și P voi forma ecuația gradul 2 T pătrat minus suma plus produsul, suma ori T plus produsul, ale cărei rădăcini, ecuația aceasta are rădăcini T1, T2, rădăcine sale, T1, T2 sunt tocmai X-ul și Y-ul. Pentru că noi aici avem X plus Y egal cu suma. Ce numere adunate fac? Nu cât vor fi aici valoarea sumei și mulțite produsul. Și atunci formarea ecuației acestea conduce la T1, T2 ca sunt X-ul și Y-ul. Dacă cumva găseam aici soluția X-ul 1 și Y-ul 3, fiindcă ele pot să fie schimbate, avem și 3, 1. Deci odată cu 1, 3, mă gândeam și la 3, 1. Dar acum dacă schimb locul X cu Y, tot 1, 1 devine. Ori 1, 1, așa, ori 1, 1 schimbă locul X cu Y. Deci nu am o altă soluție. Asta vreau să fac atenție. Și din păcate, ce avea doar variantă, așa s-a întâmplat aici, nu am mai condus la altă pereche X și Y. Dacă aș fi mai avut, aș fi înlocuit, da? În concluzie, aș vrea să vă atrag atenția că am învățat acum tipuri de sisteme. Care sunt tipurile de sisteme pe care trebuie să le reținem? Una de gradul 1, alta de orice grad. Deci notați, tipuri de sisteme. Tipul 1. O ecuație de gradul 1
alta de grad superior, una de grad întâi și alta de grad superior, mulțumesc să obțin un loc, care e tehnica de rezolvare aici, una de grad întâi și alta de grad superior? Substituții. Tehnica de rezolvare, substituții. Da? Substituții. Se scoate din cea de grad întâi, se merge din cea de grad 2. 2. Un alt model. Sisteme omogene. Și aici să punctăm în ce constă algoritmul. Dacă una din ele are termenul liber egal 0, dacă una din ele are termenul liber egal 0, da? Se ia aceasta, se ia această ecuație și se împarte fie prin x pătrat, fie prin y pătrat. Notând x pe y sau y pe x cu t, se obține ecuație de gradul 2. Deci notând x pe y sau y pe x cu t, de gradul 2 sau de gradul 3, depinde de ce grad a fost la aceea omogen. Se obțin soluțiile lui t, da? Și se cuplează pe rând fiecare din soluții, se cuplează pe rând fiecare din soluții, cu ecuația nefolosită. Și astfel se ajunge la cu ecuația nefolosită, am spus, da? Și astfel se ajunge la mai multe sisteme în care una e de gradul întâi și alta de grad superior. Acesta ar fi în cazul în care am una egal cu 0. Deci, dacă nu este nicio ecuație egală cu 0, dacă nicio ecuație nu este egală cu 0, se elimină termenul, se obține din cele două ecuații prin elevarea termenului liber, una egală cu 0. Și se continuă ca mai sus. Ideea de lucru este ca mai sus. Când nu ai egală cu 0. Asta la ce sisteme? La sisteme omogene. Deci cum am spus? Dacă am norocul ca una să fie egală cu 0, aceea se ia de o parte, se parte prin x pătrat sau prin y pătrat, se notează x pe y cu un t, se obține ecuația gradul 2 sau de grad superior în t, se găsesc variantele lui t, se cuplează fiecare varianta lui t cu ecuația de folosită, se obțin mai multe sisteme în care una e de gradul 2 și alta de gradul care fi, de grad superior. Asta e o tehnică. O altă tehnică, adică asta e varianta în care am egal 0. Dacă nu am egal cu 0, din cele două se elimină termenul liber și atunci obținem una egal cu 0. Cum am avut noi, de fapt. Că a fost 2 și 6, parcă. Și am înțeles cu minus 3 și atunci am eliminat termenul liber și am obținut una egal cu 0. Asta la sisteme de care? Omogene. 3. Sisteme simetrice. Sisteme simetrice în care spunem sisteme simetrice, în paranteză spuneți, înlocuim pe x cu y în fiecare din ecuație, acestea rămâne schimbate. Înlocuim pe x cu y în fiecare din ele, acestea rămân neschimbate. Asta înseamnă sisteme simetrice. Se rezolvă, înlocuim pe x cu y și y cu x, ele rămân neschimbate. Ați văzut că așa s-a întâmplat. Se rezolvă notând x plus y cu suma, nu? Și x ori y cu produs. Noul sistem în S și P se rezolvă. Noul sistem în S și P se rezolvă. Iar cu perechile SP, cu perechile SP, se formează ecuații de gradul 2. Și ca să mă convingeți că ați înțeles, eu vă mai propun să mai rezolvăm un sistem simetric și un omogen. Ca să fim convinși că am făcut o treabă. Iată! 3x plus 3y minus 2xy este egal cu 4. Deci 3x
plus 3y minus 2x y egal cu 4 și 2x pătrat plus 2y pătrat minus x minus y este egal cu 2. Este sistem simetric mai întâi? Da. Pentru că locuim pe x cu y, prima ecuație este neschimbată, la fel și cealaltă, este un sistem simetric. Cine iese la tablă? Hai să vedem, să încercăm să abordăm acest sistem. Echivalent cu? O 3S, da. O 2S este egal cu 4. Da. Și 2 pe lângă? 2 pe lângă S pătrat minus 2P. Corect. O minus S. Minus S, că scoți minus 8. Atunci vine X plus Y, deci minus S egal cu 2. Corect. Nou sistemul este super este. 3S. Ce ai de gând să faci? Desfacem paranteză. Corect, corect. 3S minus 2P. 2P egal cu 4 și 2S pătrat minus 4P. Da. Este egal cu minus S. Este egal cu 2. Corect. Scoatem pe S sau pe S. P sau pe S, cine se convine mai mult? P. Și chiar minus 2P spate. Minus 2P este egal cu 4 minus 3S. Fiindcă ai nevoie de minus 4P, mulțești cu un 2. Ia să vezi cât e de elegant, ca să, ai, să pui mâna pe minus 4P. N-ai înțeles? Nu. Uite, ai scos pe minus 2P? Da. În loc să spui că scos pe P simplu, care ar fi nu știu ce supra, da. Scos pe, faci rost de minus 4P, ca să nu pleci la minus 4P. Și atunci mulțești cu un 2 aici. Ia mulțești cu un 2. Și cât ar vine aceea? Minus 4P. 8. 8. Perfect. Și în loc de minus 4P, păi punem 8 minus 6S. Deci... 3S pătrat minus... Nu, minus și plus, că plus este plus 8 minus 6S. 6S. Este egal cu minus S. Minus S egal cu 2. Acum ți-a fost clar, da? Da. Deci, pur și simplu, tu ai făcut, n-ai făcut așa, mai să pui deodată. Deci 2S pătrat minus 6, minus 7S. 2. Hai să scoatem pe P de sus. P egal cu 3S minus 4 pe 2. Așa devine. 3S minus 4 pe 2. Am mulțit cu minusul. Da. Și jos 2S pătrat. Da. Minus 7S. 7S. Minus 2 plus 6. Egal cu 0. Așa asta este ecuația. Hai, repede, repede, zi, 1, 2, să aflăm. Ies 1 egal cu 2 și ies 2 este egal cu 7 minus 1, 6 supra 4, scăpând 3 supra 2. Și aia așa o dată. Ies 1 egal cu 2 și pe 1 de desubt, să locuim aici. 6 minus 4, 2 supra 2 pe 1. Corect, o primă pereche, o altă pereche. Ies 2. 2 este egal cu 3 supra 2. Și P este egal cu P2, să spunem, da? Varianta P2 egal cu 3 ori. Minus 4, totul supra 2. Și egal cu 9. 9 minus 8, 1 supra 1 pe 4. Că vine 9. 9 pe 2, am amplificat 9 minus 8. 1 pe 4. Da? E clar, e corect. Acestea sunt perechile S și P. Cu perechile S și P am spus că formăm ecuația de gradul 2. T pătrat. T pătrat minus. Și 2T care înseamnă T1 egal cu T2. Așa, la pătrat egal. Zero înseamnă T1 egal cu T2 egal cu 1. Și este egal cu
Asta înseamnă că prima pereche înseamnă o 1. Deci avem mulțimea N formată din prima pereche 1, 1. Și mai vedem mai departe, să formăm o altă ecuație, T pătrat. 3 supra 2, T plus 1 supra 4, este la 0, începem da. La șumită. Da. 4 T pătrat minus 6 T plus 1 este la 0. Corect. T1 cu 2, T egal cu 6 plus minus radicalul 36 minus 16. Supra 8 este egal cu 6 plus minus radical din 20, pentru că 2 radical din 5. 2 radical din 5. Supra 8. Scoatem 2 în față. 2 pe lângă 3 plus minus supra 8 este egal cu 3 plus minus 3 plus minus radical din 5 supra 8. Și odată de 1 va fi egal cu T1 egal cu 3 plus radical din 5. Radical din 5 supra 4. Și am dat T2. Și T2 este egal cu 3 plus radical din 5 supra 4. Așa este, sunt cele două, dar T1 și T2 sunt tocmai X-ul și Y-ul. Deci vei avea o altă soluție. Hai, sper să ajungi. 3 plus radical din 5. Totul supra 4. Virgulă. 3 minus radical din 5 supra 4. Și să nu te-ai grăbit. Avem și se schimbă, da? Și a zis schimbăm X cu Y. 3 minus radical din 5 pe 4 și respectiv 3 plus radical din 5 pe 4. Aceasta este mulțimea, nu? Perechilor X și Y pe care le-am căutat pe care dacă le locuim, fac ambele ecuații le transformă în niște propoziții adevărate. Da? Ambele devin propoziții adevărate. Interesant. Încă o dată, tehnologia de lucru. Cum am spus? Trebuie să recunoaștem dacă e sistem simetric. Înnotez pe X plus Y cu sumă și X ori Y produsul. Devine un nou sistem în sumă și produs. Rezolv sistemul, găsesc perechile X și Y, S și P, S și P. Cu perechile și P formez ecuații de gradul 2. După formula T pătrat minus ST plus P egal cu 0. Odată formate cele două ecuații respective, înseamnă T1, T2 pe care le găsim și T1, T2 sunt tocmai X-ul și Y-ul. Și în felul ăsta am rezolvat sistemul, am găsit o pereche XY, o am și pe simetrică așa, YX. Înlocuim pe X cu Y. Și așa am găsit, observați, așa se rezolvă sistemul simetric. Dacă vreți să mai rezolvi sistemul omogen, mai doriți asta sau să trec mai departe, să vedem sisteme cu alte categorii de sisteme. Sisteme diverse. Sisteme diverse unde nu mai am rețete. Notați, sisteme diverse. Da, mulțumesc, poftim. Sisteme diverse. Sisteme diverse, ziceți, se rezolvă apelând la bunul simț matematic. Se rezolvă apelând la bunul simț matematic. Bun simț pe care fiecare l-are dezvoltat în felul lui. Ce grav cu unii nu l-au deloc. Așa? Asta e grav. Bunul simț matematic se dezvoltă în timp, după multă trudă. Deci după multă trudă. Așa. Haideți să mergem mai departe. Aici n-am ce să vă ofer rețete. Eu zic așa, Doamne ajută-vă să găsiți totdeauna sisteme de tipurile acestea de care am discutat. Adică să găsiți tot timpul sisteme de omogene, simetrice, să nu dați peste sistemul de ăsta aiurea. Așa, nu au un mod exact de rezolvare, ci numai cum îți pică fisa, cum se spune de foarte multe ori. Și acum, hai să mergem mai departe să spunem ecuații iraționale. Să rezolvăm și ce le spunem, să mă duc la sisteme iraționale.
Ecuație iraționale. Iraționale. E vorba de ecuații a căror necunoscută se află sub un radical. Exemplu. Radical din 3x plus 1 egal cu 2. Ce înseamnă ecuație irațională? Pentru că necunoscută se află sub radical. Cum facem aici? Mai întâi să existe. Gata, gata. 3x plus 1 mai mare egal decât 0. Vă rog să nu mai vorbiți în cor, pentru că se înregistrează și se bruiază. Da? Deci 3x plus 1 mai mare egal decât 0, echivalent cu x mai mare egal decât minus 1 pe 3, asta înseamnă că x aparține de la minus 1 pe 3 la plus infinit. Deci noi căutăm x și de la minus 1 pe 3 încolo. Deci prima etapă, condiții de existență. Se pun mai la radicale de ordin par. Radicale de ordin 2, 4, 6, dar la radicale de ordin impar, nu. Pentru că există și din numerele pozitive și din numerele negative. Acum, pasul 2 ar fi eliminat radicale. Deci, ridicăm ambii metri la pătrat. Și asta înseamnă 3x plus 1, că prin ridicarea pătrat despre radicalul, egal cu 4. Echivalent, x egal cu 1. Dar nu accept ca soluții foarte repede. Mai întâi vreau să văd dacă se află intervalul de studiu. 1 aparține, într-adevăr, de la minus 1 pe 3 la plus infinit. Deci este soluție. Este în intervalul restricției. Dar trebuie să-și verificăm. Că se întâmplă ca să adăugăm soluții prin egal la pătrat. Să vedem dacă verifică. Radical din 3 ori 1 plus 1 face 4, dar radical din 4 face 2. Nu face plus minus 2. Radical din 4 numai 2, număr pozitiv. Și acum spunem, avea x egal cu 1 soluție. După ce? A și verificat. Deci care ar fi etapele? Întâi și întâi. Condiții de existență. Dacă într-un radical de ordin par. Dacă de ordin par, n-am nicio treabă. Da? Și iată lucrăm. Să vedem mai departe. Un alt model. Radical din 5x minus 1 plus radical din 3x plus 5 este egal cu 5. Ia să vedem această ecuație, cum o rezolvăm. Așa, hai să repede la tablă, dar să lucrez mai repede. Deci punem condițiile repede. 5 minus 1 mai mare egal care e mai mult x mai mare egal decât 1 pe 5. Adică x aparține? X aparține de la 1 pe 5 la plus infinit. Închis la 1 pe 5, da. Și 3 plus 5 mai mare egal decât 1 pe 5 pe 3 decât x aparține de la 1 pe 5 pe 3 la plus infinit. Închis. Intersecția. Deci, mulțimea de adevăr pentru insistență. 5 plus 5. Deci, soluțiile căutăm de la, minus, de la 1 pe 5 la plus infinit. Aici căutăm soluții. Bun. Să vom ecuația la început. Să eliminăm radicale. Poftim. 5 plus radicale. 3x plus 5 egal cu 5 egal la pătrat. Și 5x minus 1 plus 2 radical din 15x pătrat plus 12x minus 22x. 22x e bine? Ia să vedem ce face ea. Ea mulțește de două prima oară doar. Și 5 ori 3, 15 x pătrat. Și vine 5 ori 5, 25 minus 3. 25 minus 3.
Dar nu ce zis, se întâmplă nici la pătrat, măi. Deci prima parte la pătrat de spaniul radicalul, de două ori prima parte ori a doua, de două ori radicalul și a munții, plus partea a doua la pătrat. Partea a doua la pătrat înseamnă 3x plus 5. Egal cu cât? Cu 25. Încă o dată. Nu la pătrat înseamnă fiecare la pătrat, este o mare greșeală. Ridicăm pe formula binomului. Deci A plus B tot la a doua. Cât face A plus B tot la a doua? Face A pătrat, plus de două ori prima parte ori a doua, 2 radical ori radical, plus partea a doua la pătrat. Deci așa ridicăm pe formula binomului. Și acum le ducem termeni asemenea. 5 cu 3x face cât? 8x. Plus 4 plus 25 egal cu 25. 21 minus 8. X. A, deci și cumva să mai fim atenți. Deci minus 1 ăsta. Și cu 5 de aici fac 4. Dus dincolo minus 4, fac 21. Corect. Ridicăm totul la pătrat, încă o dată la pătrat se dispară radicalul și urmează 4 pe lângă. 441. 441 minus 16. Să mulțim deoparte, 16 ori 21. 16 ori 21. Cât face? 336x plus 64 pătrat. Așa. Ia să vedem mai departe. Pătrat plus 88x minus 20 minus 441 plus 336 64x pătrat. A. Și? Minus 4x pătrat. Deci când a zis minus 4x pătrat, 336 și 86, 88, 4, 8 și cu 3, 12, 3, nu, da, 12 e bine, 424, x, minus 461 egal cu 0. Dacă este corect, să nu cumva să fi greșit la calcule, ia să văd dacă este corect, părerea mea este că... am greșit eu la formularea ecuației, am fixat în mintea mea, a fost să iau pe x egal cu 1 soluție. Să vedeți că am greșit. Aici, dacă 1 ar fi fost soluție, 5 ori 1, 5 minus 1, 4, adică de 4 fac 2. Și aici am vrut să facă 3. 3 și trebuia să pun plus 6. Că radicalul din 9 face 3. 3 și cu 2 fac 5. Deci când am formulat ecuația asta, m-am grăbit repede să iau ca pe x1 ca să meargă foarte bine. Observați că numele sunt greoaie dacă am greșit de puțin. Deci dificultatea crește pentru că n-am urmărit să organizez o ecuație precisă ca să meargă foarte rapid. De aceea aici va fi greu, vă rog să-mi permite să abandonez ecuația asta, pentru că numele sunt prea mari și pierd niște timp. Nu asta este secretul. Eu aș propune aceeași ecuație, care a fost făcută în felul ăsta să o reluați acasă, dar vă propun să o rezolvăm și altcumva. Iată ce vă propun să facem. Aceeași ecuație pe care am modificat-o acum. Vreau să ducem unul de radical în membru celălalt și cum să ridicăm la pătrat. Ia să vedeți ce interesant din el. Vine radical din 5x minus 1. E
egal cu 5 minus am dus un radical într-un membru. Și acum radical la pătrat. Și urmează. Te rog să vă mai faceți. 5 minus 1 este egal cu 10 radical. 10 radical din 3 plus 6 plus 3 plus 6. 3 plus 6. Ducem pe 10 radical în partea aceea și păi spre partea aceea și vine 10 radical din. Radical din 3 plus 6 este egal cu 25 plus 3 plus 6 minus 5x plus 1. Da? Și vine 10 radical din. E bine? Minus 2x plus 32. Da. Se poate împărți totul printr-un 2. Și vine 5. Plus 6 plus 6. Ridicăm totul la pătrat. Am remember la pătrat. 25 pe lângă 3x plus 6. 25 pe lângă 3x plus 6 egal cu x pătrat. Minus 32. 32x plus 16 la pătrat, îți face 256, da? Așa. Și desfacem paranteza. 75x plus 16x plus 150. Că de 6 ori pe 25, 50, egal cu x pătrat, sau minus x pătrat, plus 32x, minus 250. Ecuația sus este minus x pătrat, plus 107x, parcă văd, că plus 32 și cu 107x, și minus 106. Egal cu 0. Mulțim cu minus 1 și a devine. X pătrat minus 107. X plus 106 egal cu 0. X-ul 2 egal cu 107 plus minus 107 la pătrat să facem asta. N-avem ce face, hai repede, 107, fiecare mulțește 107. Noi spărgelim 449. 11.400? 11.400. Așa, minus 4 la ce? Adică 4 ori 1, 4 ori 6 de 4. 106. Bine, 424. Totul supra 2. Și bine, x-ul 2 egal cu 107 plus minus 11.000 ai și unul 0 la mijloc. Așa. Totul supra 2. Și x-ul 2 egal cu 107 plus minus 105. Bun simț se spune. De ce 105? Păi e cu 5 la sfârșit 105. Totul supra 2. Odată x-ul egal cu 107 minus 105 supra 2. Deci x-ul egal cu 1, cum l-am așteptat.
Că am așteptat să fie X-ul egal cu 1 soluție. Dacă nu dădea peste 1, sigur că a fost greșeală. Și faci asta 212, faci 106. Al doilea X-ul 106. Deci X-ul cât este? 1 și 106. Acum, să vedem care din ele s-a aflat în intervalul de studiu. Uitați, mai punem condițiile. Și care verifică? Unul singur verifică, iar 106 bănuiesc nu verifică. Că radical din ordinul 100 la 100 nu. Deci care este singura soluție? X egal cu 1. Deci voi spune că X egal cu 1 soluție. Fiindcă și verifică. Da? Vă rog să urmăriți ca tehnologie. Mult mai elegant că a fost să izolezi un radical. Deci mult mai corect a fost pentru că parcă ecuația a fost mai ușor de obținut. Eliminarea radicalului s-a făcut mai ușor decât invers. Merge așa să te vorbiți, să o ținem minte. Când apar doi radicali, vă face așa. Dar mintea fuge foarte repede la ecuația care am avut-o mai înainte. Radical din. Să pun indice 3 aici și să fac plus 5. Acum radical din 3 din 8 fac 2. 2 plus 2 egal 4. Deci iată că am format o ecuație, radical indice 2 din 5x minus 1 plus radical indice 3 din 3x plus 5 egal cu 4. Acum v-am prins, să văd cum vă deșocați. Cum? La 6. Ce să fac la 6? Nu, asta e ecuația, așa mi se propun. La ce putere să mai ridic acum? Să ridic la? La 2, la 3 și la 6. Ar trebui să ridicăm la 6. Mergem la ta. Fii atent, verificăm la 6. Fii atent, verificăm totul la 6. Tu știi ce se obține aici? E rar de mult. Câți termeni se obține când zic la 6? Când îl ridic? 7 termeni. 7 termeni, o parte din ei cu radical. Și vă dați seama că noi n-am făcut nicio dragă. Avem doar 2 radicali și când ridicăm la 6 apar vreo 3 sau 4 termeni cu radical. Iar soluție fața sare? Cât e soluția? 1. 1 l-am gândit împreună. 5 ori 5 minus 1, 4, adică 4 fac 2. 5 cu 3, 8, adică 3 din 8 face 2. 2 plus 2 fac 4. Are soluții, dar... Dar cum o găsim? Dar cum o găsim? Iată cât de rapid am făcut o ecuație tâmpită de tot. Foarte dure. Când erau radicali amândoi din indice 2, vedea treaba. Dar dacă unul e 2 și altul 3, acum. Cine mă face pe asta? Trăznite ecuație, da? N-am avut ce face. Mai aștept tabla între timp. Să vedem? Să nu ajung să o ștept și pe ea. Îmi propune ceva cum? Ar fi o chestie elegantă a fi ideea aceea. Asta era o colega voastră care a participat la lecțiile anterioare. Are următoarea inițiativă. Să notez cu F1 prima funcție. F1 de X egal cu F1 de X. Vedeți ce elegantă idee. F1 de X egal cu radical indice 2 din 5X minus 1 este strict crescătoare. Rezultă că F1 injectivă, de fapt, să lasă atâta, chestii de scătoare. La fel, F2 de X egal cu radical în 3 din 5X plus 3X plus 5. Este strict crescătoare. Suma două funcții. Deci F de X egal cu F1 de X plus F2 de X. Este strict crescătoare și atunci este injectivă, e injectivă. Dacă e injectivă, nu sunt două valori de al lui X care se dea pe 4. Atunci ecuația f de x egal cu 4 admite unică soluție. Fantastic de elegant, unică soluție. Și cum X egal cu
X egal 1 este soluție, terminat. Rezultă că X egal 1, unica soluție. Nu ne mai bate cap. Deci dacă am muncit, nu știu eu cum, pe acolo și ne-am chinuit întreași echip, ecuația asta ar vitre o singură soluție, X egal cu 1. Atât de elegant, în câteva rânduri s-a terminat rezolvarea. Superb! Îmi vine în minte acum o chestiune. Corectam la, până cu ani în urmă, la Olimpiadă, faza județeană. Vă mărturisesc că am condus mai multe ori lotul, lotul județean la faza națională și la un moment dat eram șef de an la clasa 11. Pe generația respectivă la clasa 11, era un elev de la Onești, se numea Sandor, care era detașat din toată generația lui. Deci se detașase net. Se știa de anul cu anul, de tot timpul Sandor din clasa 6 era numărul 1 al județului. Sandor de la Onești. Acum, iată pe Sandor în clasa 11, iată pe Sandor la faza județeană, și dă soluții, niște soluții de tipul asistea. Corectorii, colegii mei, eu fiind șef de an, colectam toate tezele de la cei care colectau subiectul 1, colectau nu știu ce, subiectul 2, subiectul 3. Fără să știu teza lui Sandor, când am început să citesc subiectul 1, subiectul 2, subiectul 3, am constatat foarte repede că o teză, numărul 21, se detașa foarte net. La subiectul numărul 1, la echipa de corectori, îmi vine cu nota 9, la echipa de corectori, la a doua, vine cu nota 9, la al treilea, vine cu nota 1. La al patrulea, iarăși nota 9, să zicem. Și la al treilea, nota 1. Acum, eu, uitându-mă pe orizontală, la teza 21, spun, vă rog, stimați colegi, la teza numărul 21, corectorii de la teza numărul de la subiectul 3, vă rog să vă mănâncați o dată pe teză. Nu e posibil, asta e teza o șandă, fără să o disfac. Dar știind că este numărul 1 al județului, știind că pe orizontală subiectul 1, 2 și 4 erau de notă mare, deci mi-a fost foarte ușor să constat că acolo e greșeală. Le-am dat colegilor mei teza, s-au uitat pe ea, s-au supărat colegii mei, pentru că, o spus cum îmi permit eu să întorc teza la corectat, pentru că ei s-au uitat cu foarte mult atenție. Au mai anunțat alt colegi, în sfârșit au venit, s-au uitat acolo toată lumea. Profesor Ursu nu-i mulțumit de corectura de la, de la teza 21 cu subiectul 3. Dăduse Sandor un răspuns în genoste. Nu neapărat așa, dar așa de subtil. Și scrisese doar două rânduri. Alții aveau pagini întregi scrise ca soluții. Era doar două rânduri. Pac, pac, telegrafic. Dar concentrat, dar soluții subtile, e tot. Și uitându-se încă o dată și încă o dată și încă o dată, i-am spus, domnule, m-am uitat și eu. Zic să nu vă supărați, mă uit și eu acum pe teză, să văd dacă într-adevăr e din nota 1, nu pot să cred. Când m-am uitat, într-adevăr, o soluție subtilă, foarte clară, de 10. Și atunci au revenit și au dat nota 10. Iată cum, datorită faptului că nu s-au prinseseră colegii la corectură, de ce? De subtilitatea idei, el risca, bineînțeles, la contestație avea să primească nota care îi se cuvenea. Iată că există așa și riscul de acesta. Acum, asta trebuie să vă spun, este o tehnică de rezolvare foarte subtilă și foarte rapidă. Cum și vedeți. Strică scătoare. Mie nu spui cum îi strică scătoare. Las pe el să facă corector dacă nu îi convins. S-o fac pe el, dar cam așa arăta dezavul Sandor. Și când așa, unică soluție, se calcula terminat. Corectorii care știau tehnica de lucru, asta care vă arată eu, mulțumesc foarte mult, iată cum știau ei barem. Deci în barem, era așa făcut. Notăm. Radical din 5x minus 1 egal cu 1. Să vedeți exact ce elegant, ce deosebire. Ce elegant este asta și cât muncim din face. Deci notăm radical din 5 minus 1 cu radical din 5x
din 3x plus 5, notăm putere. Facem observația că U, U este aici mai mare ca 0. U mai mare ca 0, că valoarea radicală de ordinul e un număr pozitiv. Și atunci sistemul devine. Sistemul. Nu, ecuația devine. Ce devine ecuația? U plus T egal cu 4. Dar cu două necunoscute nu, mai trebuie ecuații. Și atunci ecuația se obține de aici. Ridicăm pe prima la pătrat. Și vine 5x minus 1 egal cu u pătrat. Și ridicăm și pe asta la a treia, ca să dispară radicalul, și obțin 3x plus 5 este egal cu t la 3. Eliminăm pe x din cele două ecuații, adică mulțim pe asta cu cât cu 3. Cu 3 și pe cealaltă cu minus 5. Și apare 15x minus 3 egal cu 3 u pătrat. Și minus 15x minus 25 egal cu minus 5 pe la 3. Și atunci, bine eliminare, vine 3u pătrat minus 5 de la 3. 3u pătrat minus 5 de la 3 egal cu minus 3, minus 20 cât? Minus 28. Și nou sistem este T, u plus T egal cu 4 și 3u pătrat minus 5 de la 3 este egal cu minus 28. Una de gradul 3, alta de gradul 2, scoatem pe U, când ne convenea de U, egal cu 4 minus T, ca să ajungem la 3, adică la a doua. Și bine, U este egal cu 4 minus T, viu jos, și vine 3 pe lângă 4 minus T la pătrat, minus 5 T la a treia, egal cu minus 28, echivalent cu U este egal cu 4 minus T și ridică la pătrat 3 pe lângă 16 minus de 2, minus 8 T plus T pătrat minus 5 T la 3 plus 28 egal cu 0 plus 28, ca zis tot în stânga și vine 3 ori 16 48 minus 24 T plus 3 T pătrat minus 5 de la 3, plus 28, egal 0. Ecuația devine 3 de la... Hai să vedem ce devine ecuația. Ce devine să trec pe tabla asta la altă? Minus 5 de la 3, plus 3 de pătrat, minus 24 T, și cât 60, 76 plus 76 egal cu 0. Aceasta este ecuația de gradul 3 pe care trebuie să o rezolv. Prin schema lui Gordon încerc să găsesc rădăcina. Minus 5, 3, minus 24 și 76. Sper să găsesc cât de repede rădăcine, dar arată cât de mult muncesc aici. Divizorile 76 sunt plus minus 1, plus minus 2, plus minus, cred că 4, 4, plus minus 7 și cu 6 și 3 este, plus minus 3, plus minus 6 trebuie să fie, ia să vedem, 6 merge, merge 6 în 7, dar 16 și nu merge 6. 8 merge, nu. 3 nu este. Cum 3 nu este? 3, 7, 16, nu este. Nu este. 7, 6, 13, nu-i bine. În sfârșit, îi căutăm noi pe toți, sper să meargă o parte de ei mult mai repede. Ar trebui să descompun ca să fie cel mai rapid, dar căutați să găsesc divizorul de la. Și acum încerc. 1. Primul covară, minus 5. Minus 5 și cu 3. Minus 2. Minus 2, minus 24, minus 26 și cum nu merge? 1, nu. 2 să meargă. Să vedem. Minus 10 și cu 3. Minus 10 și cu 3, minus 7.
minus 14 și minus 24, minus 38, plus 376, am mers și am găsit pe T1 o valoare egal cu 2 și de acum cu ăstea, cu ăstea 3 formează o ecuație de gradul 5 minus 500 pătrat, minus 7T, minus 38, egal cu 0. Delta egal cu 49 plus minus 20 ori 38, 20 ori 38 fac 7600. Da. 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 Deci mai mic ca 0, important. Asta înseamnă că nu m-am rădăcit. Rămâne doar T1. T1 egal cu 2, soluție. Dar cine era T1? T1 cine a fost la noi? Radical din C3. Deci o să spun, rezultă radical din C3 din cât 3x plus 5 este egal cu 2. Ridicăm la a treia ambii membri și urmează 3x plus 5 egal cu 8, adică 3x egal cu 3, x egal cu 1. Soluție. X egal cu 1, soluție. Iată muncă. Asta este o soluție muncitorească. Da, muncitorească. Pe când în partea asta este o soluție elegantă. Elegantă. Ce am făcut aici? A trebuit să notăm un radical cu celălalt cu V. A e sistemul ăsta în T și V. După eliminarea lui X. Un sistem în care una de grad întâi, alta de grad superior, prin substituții, muncă și nu știu ce, am găsit o ecuație de gradul 3, am găsit soluții, am avut noroc că am găsit soluții. Iar gândiți-vă că dacă nu găseam prin divizori întregi, nu găseam rădăcini întregi, nu găseam rădăcini fracționare, dur, foarte dur. Și atunci aș fi dat într-o situație grea de tot. Pe când aici, după ce am constatat că funcții strict crescătoare, strict crescătoare, suma a două funcții crescătoare și funcții strict crescătoare este injectivă și nu există doi de X cu aceeași imagine pentru 4, ci un singur X, dacă cumva îl găsești, acela e unic. X egal cu 1 am văzut verificat și iată soluția X egal cu 1 terminat. Da? Observați modul de rezolvare cât se poate diferite. Mai am o soluție aici. Acum am venit o idee. Să duce 4 în stânga. Să rup în minus 2 și minus 2, un 2 să-l dau la primul radical, un 2 la al doilea radical, și dacă dau câte un 2 la fiecare radical, să aplic conjugata la fiecare, aici și conjugata de ordin 2, asta la de conjugata de ordin 3, și atunci, în final, cu cele două conjugate, să-i dau primul la treabă și să văd că se soluție unică. Este și asta o idee, dar mult mai greoaie. Da? Deci putem să rezolvăm aceeași problemă într-o multitudine de variante, deci într-o multitudine de variante, dar ideal este să găsim soluția cea mai bună. Ca să găsim soluția cea mai bună, înseamnă de fapt să facem destul de mari eforturi, să lucrăm suficient de mult la matematică și să ne bucurăm de variante subtile. Da? Să ajungem la un anumit nivel. Ori asta se întâmplă după foarte mult efort. La matematică seamănă așa cu a sportivului, să știți, cum transpiră sportivul pentru a ajunge la o anumită performanță și așa mai tot același. E antrenament. Antrenament zilnic. Și atunci ajungi la o anumită valoare. Altfel, ce ați numat el? Pierzi astăzi, dacă ai fost astăzi. Și deci eu vă propun să încercăm să mărim ritmul pentru că veți avea de câștigat dacă veți înțelege. Mă aștept și eu la care vine. Nu, că voi mâine. Nu ne-am propus să facem un ritm. 19.48. Și de aici foarte mare, egal cu, rezulta A, egal cu 15.7 minus 15.7 minus
Nici cu asta totul este, începem discuția. Dacă ai egal cu așa ceva, înseamnă că există limită. Dacă ai diferit, nu există limită.